Bună ziua! Astăzi strângem floare de tei pentru proviziile de iarnă, să avem din ce să facem ceaiuri. Floarea de tei este bună și să știi că este un calmant foarte puternic, un calmant foarte bun. Dacă vreți să dormiți liniștit noaptea, consumați o ceașcă cu ceai din flori de tei. Eu consum ceaiuri din totdeauna, aș putea să zic, dar cu o precădere de un an și ceva, când am renunțat la consumul de cafea. Eram un consumator înrăit, consumam foarte multă cafea și am zis stop, și din momentul ăla consum ceaiuri din toate plantele, mușețel, coada șoricelului, din nucă, din coș de ceapă, din tot sunătoare, din tot ce se poate face și consuma ceai. Fac proviziile pentru iarnă, așa cum spuneam. Da, sunt crengi tăiate cu totul. Vecinul meu o trebuie să taie din pom, din tei. Și am profitat, între ghilimele, de ocazia asta pentru a nu mai umbla cine știe pe unde. Am profitat să-mi fac proviziile pentru iarnă. Vă recomand, consumați ceai pentru un somn liniștitor. Este un calmant foarte bun și nu aduce decât plusuri. Vă salut și să ne revedem cu bine!